Cetățenii Moldovei vor beneficia în continuare de regimul liberalizat de vize cu statele din spațiul Schengen, iar acest lucru se datorează faptului că autoritățile continuă să îndeplinească condiționalitățile ce au stat la baza acestui acord, se constată în cel de-al treilea raport cu privire la nivelul de implementare a criteriilor referință aferente regimului fără vize cu UE pentru țările din Balcanii de Vest și Parteneriatul Estic, se zice într-un comunicat de presă venit de la Comisia Europeană. Astfel, cu referire la Moldova, Comisia a prezentat o serie de recomandări ce țin de îmbunătățirea cooperării operaționale în vederea reducerii numărului cererilor de azil depuse într-un mod nejustificat de către conaționalii noștri în spațiul Schengen, continuarea promovării campaniilor informaționale privind regulile de călătorie în spațiul Schengen, continuarea consultărilor în vederea adoptării strategiei și planului de acțiuni privind reforma justiției, consolidarea capacităților instituționale și competențelor Autorității Naționale de Integritate, asigurarea în continuare a investigării cuprinzătoare a fraudei bancare, recuperarea activelor fraudate și tragerea la răspundere a celor vinovați. În perioada 2014-2020, peste 2 milioane de moldoveni au efectuat călătorii în statele din spațiul Schengen, înregistrând în total peste 6 milioane de călătorii.